ieri am primit un telefon de la un coleg al dumneavoastră de la televiziunea Cetățeanului. Nu știu de unde s-a informat, sigur, din surse oficiale, e clar, dar vis-a-vis de prezența mea în, ca activitate în Parlamentul României. Sigur, n-am avut decât 3 săptămâni de activitate în sesiunea care a trecut, dar vreau să vă asigur că n-am lipsit un minut de la toate lucrările și toate manifestările care impuneau prezența mea acolo. Și că titlul de astăzi din presă, vis-a-vis de entuziasmul meu mai scăzut la lucrări, nu este deloc real. N-am avut nicio absență. Într-adevăr, am avut o problemă cu cartela de vot care s-a deteriorat la o zi, două, după ce am primit-o. I-a căzut pastila de ce include chipul. Iar cartela pe care am primit-o și cu care am putut să-mi exercit votul este o cartelă nenominală. Sunt cartele pentru a vota, dar nenominal, și nu se cuantifică votul decât nenominal. Așa că credeți-mă pe cuvânt că nu am lipsit absolut deloc de la lucrările Parlamentului și nici nu intenționez să o fac. În general sunt un tip conștiincios și îmi văd de treabă.